Bunii mei prieteni, am bucuria să vă salut din nou. Continuăm să studiem în cadrul acestui trimestru, acestor luni de studiu, un subiect atât de necesar înțelegerii noastre, și anume modul în care suntem noi implicați în marea luptă dintre bine și rău. Am ajuns la lecția numărul 8 și intrăm într-un studiu mai profetic, mai complicat, și avem nevoie de multă înțelepciune, de multă iluminare a Duhului Sfânt pentru a înțelege corect ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună în lecția aceasta. Lecția poartă titlul Lumină din Sanctuar. Iată, deja introducem un termen teologic mai complicat pe care sunt convins că astăzi îl vom înțelege împreună cu Ramona Soare. Bine ai venit, Ramona! Mă bucur să fii cu noi în Școala din Emaus. Mulțumesc pentru invitație! Și împreună cu pastorul Ștefan Albu. Și eu mă bucur să mulțumesc, Ștefan, pentru fim împreună la acest studiu. Am abordat în lecția anterioară, am mușcat puțin așa din subiect legat de profeția celor 2300 de seri și dimineți, de curățirea sanctuarului, de modul în care au înțeles pionierii adventiști ceea ce s-a întâmplat la 1844. Am înțeles foarte clar că Biserica Adventistă nu se naște dintr-o greșeală, ci se naște dintr-o interpretare corectă a Scripturii, da? Aș vrea să vă întreb, ceea ce a produs marea decepție sau marea dezamăgire în perioada aceea, 1843-1844, a fost înțelegerea evenimentului despre care au vorbit profețiile din Apocalipsa, din Daniel capitolul 8 și capitolul 9. Vestea bună e că în final au înțeles corect lucrurile, nu? Că profeția vorbea de un eveniment din cer, vorba de curățirea sanctuarului ceresc, și nu de unul de pe pământ. Găsim în Vechiul Testament existența poruncită de Dumnezeu unui cort, a unui sanctuar, noi și-l numește Biblia. Aș vrea să vedem de unde ideea de sanctuar, în mintea cui s-a născut ideea de sanctuar și cu ce scop, ce rol avea acesta pentru credinciosul Vechiului Testament. Să plecăm de acolo pentru ca să ajungem la... Existența sanctuarului pământesc este inițiativa lui Dumnezeu. De fapt, nimic din ceea ce are legătură cu mântuirea noastră, cu sfințenia, nu este rezultatul inițiativei omenești. Atunci când Dumnezeu îi spune lui Moise, în Exod 25:8, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, continuă imediat să faceți cortul în versetul 9 și apoi în versetul 40 reia și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Observăm că Dumnezeu îi oferă lui Moise proiectul construirii templului până la cele mai mici detalii. Și am fost surprinsă, recitind pentru studiul lecției, să găsesc următorul aspect. Atunci când vorbește despre alegerea meșterilor care urmau să facă, construiască cortul, Dumnezeu spune, în Bețalel am pus Duhul lui Dumnezeu peste el. Și de asemenea, în mintea oamenilor pricepuți, am pus pricepere și înțelepciune pentru ca să împlinească tot ceea ce ți-am poruncit. De asemenea, după ce construcția este gata, observăm că Moise merge, cercetează și observă că toate lucrurile au fost făcute exact așa cum poruncise Dumnezeu. Cortul de pe pământ este doar o umbră, este o copie a marelui original ceresc. Și apostolul Pavel în Evrei aduce foarte multe argumente în sprijinul acestei afirmații. Acum, semnificația biblică și teologică care reiese din sanctuar permite concentrarea și aglutinarea tuturor conceptelor care sunt legate de prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului, de sfințenia lui, de alegerea lui Israel ca popor, de ispășire, de păcat, de mântuire. Pentru credinciosul din timpul Vechiului Testament, ce rol avea templul? Avea un rol crucial în viața lui religioasă și teologică. Și aș vrea să prezint doar 5 funcții pe care templul le îndeplinea și prin care credinciosul putea să înțeleagă foarte bine ceea ce am exprimat mai înainte. Sanctuarul pământesc era locul în care Dumnezeu, în mod vizibil, își manifesta prezența.
era locul comuniunii cu omul, locul locuirii împreună cu omul, când spune să-mi facă un locaș sfânt. Vedeți, planul inițial al lui Dumnezeu de comunicare cu omul a fost întrerupt în grădina Edenului prin apariția păcatului. Sanctuarul îl vedem acum ca făcând parte din proiectul lui Dumnezeu de recuperare a acestei comuniuni. Putem, dacă vreți, putem spune că sanctuarul este ca o fereastră prin care credinciosul privea spre împlinirea de plină a dorinței lui Dumnezeu de a locui cu omul. În Apocalips spune așa de frumos Ioan, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui împreună cu ei, va fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul lui. De asemenea, atunci când oamenii mergeau la sanctuar, era ca o reîntoarcere la armonia și unitatea care exista în grădina Edenului înainte de căderea în păcat. Un alt aspect. Sanctuarul aducea în atenția omului sacralitatea. Dumnezeu spune să-mi construiască un locaș sfânt, pentru că eu sunt un Dumnezeu sfânt și voi trebuie să fiți un popor sfânt pentru Domnul. Cortul întâlnirii reprezenta prezența lui Dumnezeu în împlinirea promisiunii de legământ. Pentru că spune în Leviticul 26:12, voi umbla în mijlocul vostru, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Încă un aspect foarte important. Sanctuarul pământesc era inima planului de mântuire. Pentru că îi descoperea omului posibilitatea mijlocirii în favoarea lui, cu scopul recuperării comuniunii cu Dumnezeu. Deci ca loc al mijlocirii. Și de asemenea era locul ispășirii, pentru că Dumnezeu era dispus să abordeze problema păcatului din locuința sa. Iar sanctuarul devine astfel locul de întâlnire dintre Dumnezeu și păcătosul care se pocăia. Mulțumesc, Ramona. Doar complementez câteva gânduri. Ați văzut că, așa cum a citat Ramona din Exod, capitolul 25, să-mi fac un sanctuar, vei să-l faci după modelul care ți-l voi arăta. Iar în Evrei 8 spune că ei slujesc într-un sanctuar care este o reprezentare și o umbră a celui ceresc, așa cum i s-a spus lui Moise. Dar cred că nu trebuie să ajungem la ideea, nu că ar fi spus Ramona asta, doar împărtășesc cu ascultătorii noștri, că cerul este structurat după cum era structurat sanctuarul pământesc. El este, cum bine spune, o umbră, este o reprezentare, nu este o machetă sau o miniatură a sanctuarului ceresc. Și nici nu trebuie să încercăm să forțăm cumva plierea lui Hristos pe fiecare detaliu din sanctuarul de pe pământ. Invers trebuie să facem, trebuie să încercăm să înțelegem sanctuarul de pe pământ din perspectiva slujirii Domnului Hristos. Apoi, un alt detaliu legat de restaurarea sanctuarului sau de curățirea sanctuarului. Evrei 9 spune, potrivit legii, aproape totul este curățit cu sânge, fără vărsare de sânge nu este iertare, dar apoi spune, așadar, noua versiune în limba română, citesc, după cum era necesar ca copiile lucrurilor cerești, și aici vorbim despre sanctuarul pământesc, să fie curățite cu aceste jertfe, lucrurile cerești însă și aveau nevoie de jertfe mai bune decât acestea. Și continuă, Hristos a intrat chiar în ceruri ca să se înfățișeze acum pentru noi în prezența lui Dumnezeu. După cum vedeți aici, cerul n-a fost curățit că a intrat Iisus cumva cu sângele lui, ci e vorba despre viața care și-a dat conceptul în sine și prezența în sine, prezența în sine a lui. Iar în ceea ce privește sanctuarul din cer, iarăși cred că trebuie să încercăm să combinăm două concepte care le găsim în cartea Apocalipsei. Pentru că în Apocalips 11:19 spune apoi, a fost deschis templul lui Dumnezeu din cer și în interiorul templului a fost văzut chivotul legământului. Nu ni se spune în prima despărțitură, a doua despărțitură, nu intră în detalii. Acum, când ne gândim la templul lui Dumnezeu din cer, trebuie să ținem cont și de celelalte descrieri care ne menționează următoarele detalii. În prezența lui Dumnezeu stau mii și mii și zeci de mii și milioane de îngeri, făpturi vii, etc., etc. În niciun caz nu încăpeau toți într-o structură închisă, nu? Dar în 21 spune,
și am văzut cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim, coborât din cer de la Dumnezeu, pregătit ca o mireasă împodobită. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El își va întinde cortul în mijlocul lor, ei vor fi poporul lui, el va fi Dumnezeu, și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Și acum surprinde Ioan. N-am văzut niciun templu în cetate, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Și apoi în 22 spune, tronul lui Dumnezeu și mielul vor fi în cetate, îi vor vedea fața, numele va fi fruntea lor. Ce vreau să spun cu acest detaliu? Trebuie să avem grijă în a limita cerul și împărăția lui Dumnezeu la niște concepte umane, pentru că uitați, Ioan, care are o viziune, vede cetatea, prezența lui Dumnezeu și ajunge să facă o identificare. Nu spune că pentru că templul era locul în care era prezența lui Dumnezeu. Și oricât de mult ar încerca unul în limba greacă să caute interpretarea ceea ce spune Ioan aici, Ioan spune foarte clar, pentru că Domnul Dumnezeu și mielul sunt templul. Asta înseamnă că, exact foarte frumos spunea Ramona, templul, sanctuarul era o manifestare, o reprezentare a planului de mântuire. Cine este acest plan de mântuire și în cine s-a realizat? În Hristos? În Dumnezeire, în Tatăl și Fiul, nu? Și lucrarea Duhului Sfânt ca mijlocitor. Acestea sunt detaliile care am vrut ca să le dau. Haideți să intrăm puțin și să înțelegem în mod concret lucrurile. Am înțeles până acum că sanctuarul pământesc trămintea credinciosului ideea că Dumnezeu lucrează în favoarea lui și Dumnezeu este interesat de comuniunea și de calitatea mântuitoare. Sanctuarul avea de face deci cu păcătosul și cu păcatul în relație mântuitoare cu Dumnezeu. Aș vrea să vedem care era evenimentul culminant care se întâmpla, se consuma în sanctuarul din Vechiul Testament, ca de aici plecând să înțelegem despre ce eveniment vorbim când vorbim de încheierea celor 2300 de seri și dimineți și de curățirea sanctuarului de care am vorbit în studiul anterior, legat de profeția celor 2300 de seri și dimineți. Cea mai solemnă zi din calendarul religios iudaic era ziua ispășirii. Biblia originală o numește Shabbat, Shabbaton, adică sabatul sabatelor. Cornilescu, din păcate, o traduce doar cu o zi de sabat. De ce această zi de ispășire era atât de importantă? Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu și îl conduce să experimenteze moartea eternă. Vestea cea bună pe care Evanghelia o aduce este că Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a găsit o modalitate de a șterge, de a ierta păcatele, de a le curăți și de a oferi renoire, de a oferi o nouă oportunitate, un nou început cu Dumnezeu. Acesta este adevărul pe care ziua ispășirii îl transmite. Pentru că în Levitic 16 cu 30 spune, în ziua aceasta se face ispășire pentru voi ca să vă curățiți. Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Interesant de adăugat este că atunci când Dumnezeu poruncește ca fiecare al 50-lea an să fie un an al slobozeniei, un an de veselie, el poruncește că acest an nu să înceapă în ziua ispășirii și nu în prima zi a lunii întâi. În acest an al slobozeniei, fiecare rob era eliberat, fiecare se întărcea la moștenirea lui, fiecare își recăpăta moștenirea pe care o pierduse, oportunitatea unui nou început. Foarte frumos este legat și acest aspect. Este ca o paranteză. Ziua ispășirii se concentrează asupra curățirii sanctuarului, în timp ce toate jertfele care se aduceau la templu de-a lungul anului erau concentrate asupra curățirii păcatului individual. În ziua ispășirii, centrul și accentul se pune pe curățirea sanctuarului. De ce sanctuarul pământesc trebuia să fie curățit? Și aici putem vorbi despre ce se întâmpla cu păcatul omului în această zi. Prin ceremoniile din ziua ispășirii, se făcea curățirea păcatelor care de-a lungul întregului an fuseseră mărturisite
și pentru care se făcuse ispășire cu sângele animalului de jertfă. Atunci când un credincios care se pocăia venea la templu cu animalul de jertfă, își punea mâinile pe capul lui, își mărturisea păcatul, animalul era junghiat, iar cu sângele lui se stropea perdeaua templului, da? Ce însemna? Sângele asigura iertarea, dar petele care rămâneau în sanctuar pe perdea sau pe coarnele altarului, când se stropea, se punea sângele pe coarnele altarului, arătau la faptul că rămâneau aducerea minte a acestui păcat. În ziua înspășirii, marele preot, când intra în sanctuar cu sângele țapului pentru Domnul, pe care nu se puneau mâinile, se stropea cu sângele asupra chivotului, capacului chivotului, și se făcea astfel curățirea. Era o ștergere a păcatelor, a aducerii aminte a păcatelor. Deci în simbol, toate păcatele care erau aduse de peste an erau acum preluate de preot asupra lui ca să fie... Ca și cum în timpul anului se depozitau acolo și după aceea preotul în mod simbolic le luau, dar petele oricum rămâneau pe perdea. Vorbim în simbol, pentru că apoi preotul, după ce termina de făcut ispășire în sanctuar, punea mâinile pe capul țapului pentru Azazel, mărturisea toate fără de legile și toate necurățiile poporului, țapul era trimis în pustie și atunci se considera că era procesul curățirii încheiat. Poporul era curat, sanctuarul era curat, păcatele erau îndepărtate. Da, mulțumesc, Ramona, ce frumos ai așezat această diagramă, ceea ce se întâmpla acolo. Te rog, Ștefan. În Levitic 16 spune că în ziua ispășirii se face ispășire pentru sanctuar, pentru altar, pentru preoți, pentru tot poporul. Cumva toți sunt incluși, dar includem aici și altarul și preoții pe lângă popor. Dar să nu uităm că nu putem aplica la slujirea lui Hristos fiecare din aceste detalii. Când a pus Hristos, pentru că era momentul în care preotul punea mâna pe... Prima dată aducea o jertfă pentru el. Ok, se spune Hristos n-a adus-o. Când punea mâna pe capul țapului ca să mărturisească păcatele, Iisus a pus mâna pe capul cuiva ca să mărturisească... Sunt oameni care încearcă să stabilească... Fiecare detaliu. După profeția lui Daniel 2, un prieten, nu zic de unde, îmi spunea că a calculat el câte oase are laba piciorului și cam atâtea sunt statele care trebuie să facă parte din Uniunea Europeană și după calculele lui România și Bulgaria nu puteau intra, că ar trebui să fie inventat din alte două oase la talpa piciorului. Deci în cazul ăsta ar trebui să fie rescris o altă profeție. Da, dar cred că era ideea pe care Ramona a explicat-o foarte bine. Iisus, Dumnezeu, încerca să transmită un mesaj cum se rezolvă problema păcatului. Într-un context în care oamenii aveau o anumită înțelegere și trebuia să le vorbești în limbajul pe care ei îl înțeleg. Okay? Apoi, un alt detaliu care cred că e foarte important să-l înțelegem, problema rezolvării păcatelor noastre nu s-a... Adică am auzit în contextul în care am cunoscut anumite explicații ale adventismului, până la 1844 Iisus a stat în locul sfânt, n-a intrat în locul preasfânt și abia atunci s-a rezolvat problema păcatelor. Biblia ne spune foarte clar, Evrei 7:25, el poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de el, pentru că el trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. Mijlocirea lui Iisus exista de la momentul în care s-a înălțat. Lucrul cel mai important din tot ce am spus e că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta tronului Măreției în ceruri, slujitor în locul sfânt și în adevăratul cor ridicat de Dumnezeu. Aici unul a spus, stai să vă explic, că de fapt în cer sunt două tronuri și Iisus la dreapta Tatălui era că cumva Tatăl stătea orientat nu în fața locului sfânt, ci era orientat cumva pe lateral și îl avea pe Iisus într-un tron care stă la stânga în locul sfânt din cer. Asta este ce vorbeam despre biblioficțiune. Și Evrei 9:11 a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, obținând astfel o răscumpărare veșnică. Deci problema păcatelor nu era rezolvată și abia la 1844 a fost rezolvată. Proverbe, cine își acoperă, cine își mărturisește, Ioan, dacă ne mărturisim, el este credincios și drept. Isaia, ți-am șters nelegiurile, cum s-ar duce un nor și păcatele, cum dispare ceața. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat.
Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă în economia, să zicem, a mântuirii din Vechiul Testament, sunt niște explicații detaliate pentru ca ei să poată să le înțeleagă în contextul acela în care Hristos, Mesia, venirea, încă nu era înțeles, dar la momentul în care Domnul Hristos a venit, avem Evrei 8, avem toată cartea Evrei, bun, tot Noul Testament, dacă vreți, inclusiv Vechiul și Noul Testament, care ne ajută cumva să înțelegem felul în care lucrurile care se făceau, permiteți-mi termenul, la măsuța de nisip, acum ajungem să le înțelegem în plan macro. Ok, acum înțeleg, asta era lucrul respectiv. Eu cred că nu trebuie să privim și să căutăm acea corespondență exactă. Corect. Și mai mult decât atât trebuie să privim ca funcționalitate. Corect. Ce se întâmplă. Nu trebuie să căutăm exact, acum este momentul acesta, asta se întâmplă, pentru că se întâmplă aici, se întâmplă în sanctuar. Ci funcționalitatea. Să înțelegem prin măsuța de nisip adevărul. Corect. Eu înțeleg că sanctuarul a fost o ilustrare pedagogică, o metodă pedagogică a lui Dumnezeu de a-l face pe om să înțeleagă ce face Dumnezeu, ce investește Dumnezeu în om pentru a-l salva, pentru a rezolva problema păcatului și problema mântuirii lui. Am vorbit de ceea ce se întâmpla pe pământ, în sanctuarul de pe pământ. Haideți să mergem în cer acum și prin ceea ce ne descoperă Biblia să vedem ce s-a întâmplat acolo. Vorbim de curățirea sanctuarului și noi mai spunem judecata preadventă. De fapt, ceea ce era la sanctuar în Vechiul Testament era tot un fel de judecată, nu? Haideți să stabilim încă o dată clar când și ce s-a întâmplat în cer la 1844. Să fie clar pentru toată lumea. Întrebarea este, are Dumnezeu nevoie de o judecată? Dacă aplicăm judecata preadventă, haideți să vedem ce ne spune Scriptura. Pe de o parte, Apostolul Pavel spune că suntem un spectacol și în limba, în noua traducere, în limba română spune pentru lume, dar să știți că în Biblia textuală și în noua versiune a Bibliei textuale spune foarte clar, suntem un spectacol pentru cosmos, pentru îngeri și pentru oameni. Rămâneți cu detaliul acesta, că vorbim aici despre, trebuie să înțelegem acest lucru în contextul conflictului între bine și rău. Apoi, în cartea Apocalipsei spune, cel ce va rămâne credincios lui Dumnezeu va fi îmbrăcat în haine albe, nu-i voi șterge nici de cum numele și ascultați un detaliu. Eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui și înaintea îngerilor. Deci suntem un spectacol, pe de altă parte are loc o mărturisire pentru cel care se menține credincios. Acum, la ce judecată se referă? Pentru că evident nu se referă la cea de-a doua venire. Iisus spune, eu vin curând, răsplata-i cu mine ca să dau. Iar în 2 Corinteni 5:10 spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în trup. Deci vorbim de o răsplată care se aduce când? La a doua venire, dar mai înainte se stabilește unde? Într-o judecată. Deci vorbim evident despre o judecată care are loc înainte de cea de-a doua venire. În acest sens, Pavel spune, păcatele unor oameni sunt date pe față înainte de judecată, iar ale altora sunt date pe față la judecată. Cum înțelegem textul acesta? Unii își rezolvă problema păcatelor înainte de a doua venire, iar alții își rezolvă problema păcatelor după cea de a doua venire. Acum, când am înțeles acest lucru, ne dăm seama că înainte de a doua venire are loc în contextul conflictului între bine și rău, are loc e un termen imperfect, o evaluare în care Dumnezeu, dacă vreți, explică, uite, mă pregătesc să mă duc după Ramona, Remus, Stefan, Nelu, etc., etc., dar nu este doar o decizie arbitrară a lui. El se justifică, suntem un spectacol în fața cosmosului, a îngerilor și a celorlalte ființe. Ok, de ce mă duc după ei? Uite, pentru că ei și-au rezolvat problema păcatelor înainte de judecată. Înainte de cea de-a doua venire. Și-au mărturisit păcatele, etc., etc. Adică ei au rezolvat această problemă, păcatele unor oamenilor sunt judecate și eu mă duc să le duc răsplata. Răsplata asta când se hotărăște? Înainte de cea de-a doua venire, cum spune, iată eu vin curând și răsplata e cu mine. Apoi Pavel spune că trebuie să ne înfățișăm pentru ca să se hotărească răsplata. Vedeți? Asta se întâmpla în sanctuarul pământesc. În momentul în care omul de la Yom Kippur pleca acasă, pleca curățit. El pleca cu problema rezolvată. Exact. Convins că gata, am rezolvat problema. Da, te rog, Ramona.
Eu revin puțin la aspectul strict al judecății, da? Daniel, când se uită, îl vede pe cel îmbătrânit de zile care vine. El este judecătorul. Vede scaunele de domnie care se așează. Vede o curte de judecată, un tribunal, pentru că fără acest tribunal nu există judecată, da? Cărțile sunt deschise, înregistrările faptelor pe baza cărora suntem noi judecați. Vedeți, este o judecată deschisă, o judecată la vedere. Dumnezeu deci, nu are nevoie. Să stabilim aici ceva. Păcatele noastre, ale pământenilor înainte de venirea Domnului Hristos, nu sunt stropite pe o perdea din cer, ci sunt în cărțile noastre, în rapoartele noastre. Iar rapoartele acelea trebuie curățite în acest proces de judecată din cer, nu? Da. Așa înțeleg eu. Aici vorbim despre, să spunem, păcatele care au fost mărturisite. Exact. Pentru că judecata de cercetare este pentru cei care au acceptat și au mărturisit că l-au primit pe Domnul Hristos în viața lor. Deci nu vorbim de judecata celor nelegiți, judecata casei lui Dumnezeu. Corect. Care este scopul? Întregul univers, cum spuneai, să poată să aprecieze dreptatea pe care Dumnezeu o are atunci când hotărăște cine va fi salvat și cine va fi pierdut. Uh-huh. Pentru că în carte sunt înregistrate păcatele mărturisite, sunt înregistrate, este înregistrată acceptarea omului, a iertării lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este ca o justificare. Dumnezeu n-are el însuși nevoie. Se mărturisește înainte îngerilor, exact. Ce spune este Apocalipsa. O mărturie. Și la sfârșitul judecății vom vedea că toți vor declara drepte și adevărate. Doamne, Tu ai fost drept în hotărârea Ta. Ce voiam să mai adaug? În această judecată, Domnul Hristos este apărătorul nostru. El, când merge înaintea Tatălui, merge în baza meritelor sale și a jertfei sale. Și aceasta este ceea ce ne oferă nouă iertarea, nu meritul meu, nu neprihănirea mea, nu faptele mele bune, ci neprihănirea și meritele Domnului Hristos. La sfârșitul judecății, doar două categorii de oameni vor fi. Cei care au acceptat iertarea lui Dumnezeu, iertarea Domnului Hristos, și cei care nu. Încă un detaliu. Înțeleg că timpul ne presionează, dar e foarte important acest studiu. Așa cum a menționat Ramona, trebuie să înțelegem conceptul acesta de judecată preadventă, nu judecată de cercetare, pentru că cred că este un concept eronat, cred că judecată preadventă este mai potrivit cu Biblia, să înțelegem în contextul marii lupte între bine și rău. Pentru că în acest context al marii lupte între bine și rău, ceea ce este pus în joc este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este acuzat ca fiind nedrept, sau dacă vreți, și inclusiv faptul că îi mântuie pe anumite, pe cei care îl acceptă, ar fi cumva un act de nedreptate. Ori în această judecată, Dumnezeu se justifică înaintea Universului. Spune Romani, și ce dacă unii n-au crezut? Va desfința oare necredincioșia lor credincioșia lui Dumnezeu? În niciun caz. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și fiecare om să fie găsit mincinos, după cum este scris. Așa încât tu, se referi la Dumnezeu, să fii găsit drept în cuvintele tale și să fii învingător când vei fi judecat. Cu alte cuvinte, vorbind de faptul că Dumnezeu e adevărat, e dragoste, Dumnezeu se lasă evaluat de toți. Uitați-vă, eu sunt transparent, pun cărțile pe față. Uitați-vă, unde este minciuna? De ce mă duc după Vasilică, Eliana, Costică, etc.? Pentru că oamenii aceștia m-au acceptat. Și el, la momentul ăsta, cum îl spune în Cartea Apocalipsei? Îl voi mărturisi înaintea îngerilor, înaintea cosmului. Cosmosului și înaintea celorlalte ființe. Apoi tot în Romani 3:26 spune așa, pentru că în vremea de acum să-și dovedească dreptatea, se referă la Dumnezeu, în așa fel încât El să fie drept și să-L îndreptățească totodată pe Cel ce are credința în Iisus. Cu alte cuvinte, prin această judecată preadventă, acuzațiile împotriva caracterului și guvernării lui Dumnezeu și manipulările lui Satana sunt demontate și Satana este expus ca fiind mincinos. Adică nu mai rămâne nimic de clarificat. De ce? Pentru că Hristos arată că se duce după credincioși, aceia care l-au acceptat pe Iisus. Există o arhivă. Mintea noastră, potrivit cu înțelegerea noastră, se justifică inclusiv, uite, dacă vreți, uite, am înregistrare. Ia uitați-vă când l-a acceptat pe Iisus, când a fost botezat. Cred că acum ar vorbi nu despre cărțile din cer, ci despre stick, despre... Registru, corect. Și Dumnezeu pune toate... Deci, judecata aceasta de preadvent are de a face, pe de o parte, cu
clarificarea în fața Universului că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu este iubitor, că în niciun moment Dumnezeu n-a făcut șmecherii în mod arbitrar, i-a mântuit pe unii și pe alții nu, și faptul că El vine a doua oară pentru a duce răsplata, coincide cu faptul că anumite persoane l-au ales în mod liber, fără să fie manipulați, fără să fie controlați de Dumnezeu, l-au ales pe Hristos. De asta este nevoie de o astfel de valorare. Și o putem înțelege exclusiv doar în contextul Marii Lupte. Dacă noi nu înțelegem lucrul acesta în contextul Marii Lupte, putem ajunge la imagini distorsionate despre Dumnezeu. Pentru că această judecată nu este imaginea aceea în care tatăl deschide... Imaginați-vă un pic așa, nu? Cazul lui Ștefan Albu. Aduceți cățe și deschide. Uite ce a făcut Ștefan Albu, vale? Dumnezeu știe toate lucrurile. Judecata asta nu că Dumnezeu nu știe ce s-a întâmplat. Și Iisus vine, tată, te rog eu frumos, iartă-l că tatăl cumva se uită cam, își încruntă fruntea când se uită și citește acolo ce spune în arhivă. Nu are de face cu lucrul ăsta. Tatăl însuși vă iubește, spune Iisus. Deci nu e o chestie că Iisus trebuie să-l convingă pe tatăl, hai te rog frumos, mântuiește și pe ăștia. Că nu e vorba despre lucrul ăsta. Vorbim despre o justificare în fața Universului, pentru că niște oameni în mod liber l-au ales pe Dumnezeu și Dumnezeu arată că dreptatea lui, așa cum spune aici textul, își dovedește dreptatea în așa fel încât el să arate că e drept și că în același timp i-a îndreptățit pe cei care au credință în Iisus, nu în mod arbitrar. Asta vreau să adaug. De fapt, e o înțelegere destul de simplă și anume că la judecată Dumnezeu dă fiecăruia ce a ales. Și dacă eu l-am ales pe Hristos și m-am pregătit, așa se poate înțelege, corect. M-am pregătit și am mărturisit păcatul și l-am acceptat ca mântuitorul meu, la judecată, de fapt, Dumnezeu nu face altceva decât, uite, asta ai ales, asta primești. Corect. Sentința pe care o rostește la sfârșitul judecății este cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este sfânt să se sfințească. Practic este o continuitate a ceea ce am ales. Se respectă libertatea, exact. Da. Foarte frumos argumentul ăsta. Se respectă libertatea până la ultimele consecințe. Da. Poate fi judecată asta o veste rea? Pentru că din ceea ce a spus voi până acum, ar trebui să fiu fericit, să fiu vesel în fiecare zi. Dumnezeu, Domnul Hristos este apărătorul meu, la judecată o să primesc mântuirea, o să primesc viața veșnică. Poate fi judecată și o veste rea, pentru că sunt oameni care se tem de judecată. Da? Încă nu înțelegem corect acest aspect teologic. Isaia 1. Veniți acum să ne judecăm. Dacă păcatele voastre vor fi, cunoașteți textul. Deci, n-are cum să fie o veste rea din moment ce, ca și cum eu am o problemă cu Ramona și Ramona îmi zice, hai să te rog acum, hai să rezolvăm problema asta ca să nu mai ajungem la tribunal, nu? Și Iisus, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu mai vine la judecată, crisis, în limba greacă, judecată, decizie. Ce a trecut din moarte la viață? Din perspectiva aceasta, judecata preadventă este o ocazie, este o veste bună, pentru că Iisus doar dă mărturie în fața îngerilor și a tuturor ființelor. Mă duc după Ștefan, mă duc după Ramona, după Remus, după Nelu, pentru că ei m-au mărturisit înaintea oamenilor. De ce trebuie să mă tem și de ce nu trebuie să mă tem la judecată? Judecata este lucrarea care îi aparține în exclusivitatea lui Dumnezeu. Nu este lucrarea mea. Uneori noi avem temeri greșite. Ne îngrijorăm și ne temem de lucruri care nu ne aparțin, care nu sunt lucrurile noastre, în timp ce trecem cu vederea peste lucrurile care într-adevăr ne privesc pe noi. Correct. Teama mea la judecată este ca nu cumva să am vreun păcat nemărturisit. Pentru că am văzut pe parcursul studiului că doar păcatele mărturisite erau iertate. Și atunci aceasta trebuie să fie teama mea. Ca nu cumva un păcat să-mi rămână nemărturisit. În Ioan ni se spune, mărturisiți-vă păcatele și El este credincios și drept ca să vă ierte și să vă curățească de orice nelegiuire. Lucrarea mea care este? Să mărturisesc. După aceea nu trebuie să mai am teamă, pentru că Dumnezeu promite că e credincios și drept ca să ierte și să curățească. Contează atitudinea, frate Nelu. Dacă sâmbătă vorbeam la biserică despre definiția pe care Iisus o face păcatului, în ceea ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Deci din perspectiva aceasta, dacă noi cultivăm în mod conștient și zilnic
o relație de mărturisire a credinței noastre în Iisus Hristos ca mântuitor personal, nu mai sunt lucruri care le avem lăsate. Și Duhul Sfânt ne aduce aminte, iartă-mi exact. Păcatele care nu le cunosc, adică da. Toată lupta noastră trebuie să fie a cultiva în mod zilnic și în mod direct o relație cu Hristos. Și eu să reafirm, mărturisesc credința mea în Iisus Hristos ca mântuitor personal, care a murit, care s-a întrupat, a trăit, a suferit, a murit, a înviat, s-a înălțat la dreapta Tatălui și face tot posibilul ca eu să fiu mântuit. Asta trebuie să fie mărturisirea noastră de credință zilnică. Mergem la ultima problemă a lecției noastre, o problemă care iarăși trebuie bine fixată și bine înțeleasă, atât în sanctuarul Vechiului Testament, cât și în sanctuarul din cerul despre care tocmai am vorbit. Avem de-a face cu funcționalitatea sau cu rolul unui preot. Era preotul, preoții sau marele preot în cazul zilei ispășirii din sanctuarul pământesc și marele nostru preot despre care vorbește Pavel în Evrei din ceruri. Haideți să vedem între preotul și preoții din Vechiul Testament și marele nostru preot, care este diferența care ar trebui să-mi dea o motivație corectă de a mă încrede, de a mărturisi păcatul, de a avea încredere în lucrarea ispășitoare pe care o face Domnul Iisus Hristos, diferit de ceea ce făceau preoții din vechime. În Epistola către Evrei, Pavel argumentează superioritatea lucrării preoțești a Domnului Hristos. Câteva aspecte doar vreau să punctez. Ni se spune că Domnul Hristos, Evrei 9:24, nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, ci a intrat în templul lui Dumnezeu, în templul ceresc. În Evrei 4:14-15 ni se spune că este un mare preot care are milă de noi, pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și de aceea el și poate să mântuiască în chip desăvârșit. Un alt aspect important, în Evrei 7:27, citim că Domnul Hristos, ca mare preot, nu are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele poporului. Pentru că Domnul Hristos a adus odată pentru totdeauna jertfa atunci când a murit pe cruce. De aceea și poate să ofere iertarea. Preoții nu puteau oferi iertarea. Preoții doar puneau jertfa pe altar, dar nu sângele lor aducea iertarea. Domnul Hristos, prin sângele lui, oferă iertarea. Un alt aspect important, Evrei 10:12, Domnul Hristos este atât jertfă cât și mijlocitor. S-a adus o singură dată jertfă și stă acum la dreapta lui Dumnezeu. Un alt aspect, Domnul Hristos este mare preot peste casa lui Dumnezeu. De aceea Pavel ne spune că ne putem apropia cu deplină încredere de Dumnezeu. De ce nu avem nevoie acum de un alt preot? De ce nu mai este nevoie să mergem să oferim o preot omenesc? De ce nu mai este nevoie să mergem să oferim jertfă? Prin moartea sa pe cruce, Domnul Hristos a deschis o cale nouă. O cale nouă și vie, spune Pavel în Evrei. Și mai simplă. Mai simplă și prin care avem acces direct la Dumnezeu. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Atunci, la judecată, eu nu mă pot încrede într-un preot omenesc, pentru că, la fel ca și mine, nu are nicio putere să ofere curățire. De fapt, e la fel de păcătos ca și mine. Exact. Corect. Complementând. Ramon a menționat Evrei, merg pe aceeași linie, Evrei 10 spune așa, căci legea, referindu-se la ceremonie etc., având doar o umbră a lucrurilor bune care urmau să vină și nu chipul propriu-zis al acestora, nu poate niciodată prin aceleași jertfe care sunt aduse neîncetat în fiecare an să-i desăvârșească pe cei ce se apropie. Vă dați seama cum asculta un evreu din secolul 1 declarația aceasta? Sacrificiile acelea nu făceau nicio desăvârșire. Când pentru el asta era... Sacrificiile acelea aveau ca scop să sensibilizeze. Și acum ascultați ce spune el.
Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse de vreme ce închinătorii, curățiți o dată pentru totdeauna, n-ar mai fi avut nevoie, n-ar mai fi avut conștiința păcatelor? Însă prin aceasta are loc o aducere în mintea păcatelor în fiecare an, prin faptul că în fiecare an treceau aceleași rituale, etc. Și acum vine un detaliu care mi se pare fascinant. L-am înțeles într-un grup de studiu care l-aveam la Barcelona, o duminică pe lună, anumite texte, anumite cărți din Noul Testament și din Vechiul Testament. Și acum ascultați ce spune. De aceea, când vine în lume, pardon, versetul 3, însă prin aceasta are loc o aducere în mintea păcatelor în fiecare an. Versetul 44. Căci este imposibil ca sângele boilor și a țapelor să înlăture păcatele. Este o declarație radicală. Deci ce se întâmpla la sanctuar nu rezolva problema păcatelor. Era doar o sensibilizare. Îi orienta către cine? Iertarea lor avea loc doar în virtutea Domnului Hristos exclusiv. Este imposibil. Și acum ascultați cum spune, cum introduce venirea lui Hristos. De aceea, căci este imposibil ca sângele boilor și țapelor să înlăture păcatele. De aceea, când vine în lume, el spune, tu n-ai dat nici jertfă, nici dar de mâncare, ci ne-ai pregătit un trup. Nu ți-ai găsit plăcere în ardere de tot, nici în jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El a spus mai sus, tu n-ai dorit, nici nu ți-ai găsit plăcere în jertfe și daruri de mâncare, în ardere de tot și în jertfe pentru păcat, care sunt aduse potrivit cu legea. Apoi zice, iată că vin să fac voia ta. Astfel el anulează prima ordine ca să o instaureze pe cea de-a doua. Prin acea voie am fost noi sfințiți și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Aici sunt niște detalii extrem de importante. În contextul jertfei, animalelor care spune foarte clar că nu se realiza iertarea prin aia, tu mi-ai dat un trup și am venit în lume. Deci jertfa lui Hristos nu se referă doar la faptul că el a murit doar pe calvar. Întruparea e parte din sacrificiu pe care Iisus îl face, viața e parte din viața lui pe pământ e parte din sacrificiu, suferințele pe care el le-a suportat e parte din sacrificiu, moartea e parte din sacrificiu și învierea este confirmarea că acest sacrificiu a avut sens. De aceea nu se compară slujirea din Vechiul Testament, iertarea aceea cu sângele, cu țapii, cu animale, etc., cu ceea ce a făcut Hristos, dar de nicio culoare. Nu realiza ceea ce realizează jertfa lui Hristos. Și ei, dacă erau iertați, ei erau iertați în virtutea ceea ce urma Mesia să facă. Un ultim aspect, dacă pot să adaug. Spuneai că este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele și că se păstra acea aducere aminte. În versetul 14 spune căci printr-o singură jertfă l-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna sfinți. Deci, în concluzie, păcătosul Vechiului Testament pleca iertat de la sanctuar, nu în virtutea preotului și a jertfei de acolo, ci în virtutea jertfei Domnului Iisus Hristos. Corect. Este concluzia care trebuie să fie foarte, foarte clară. Ramona, Ștefan, mulțumesc pentru modul în care... Și mai fi continuat, verdad? Cred că am fi avut nevoie de încă o emisiune, pentru că este un subiect foarte Ar trebui amplu. Să nu avem happy end, nu? Da. Însă timpul ne presează. Dragi prieteni, trebuie să înțelegem un lucru. La momentul acesta, în ceruri, Domnul Iisus Hristos așteaptă mărturisirea noastră. Amen. Așteaptă acceptarea noastră a jertfei Lui, acceptarea noastră a vieții Lui, a morții Lui, a învierii Lui și în virtutea acestei jertfe putem fi iertați, putem fi spălați. Nu vă temeți de judecată. Judecata este doar vestea bună pentru noi. Dumnezeu ne dă ceea ce alegem. Haideți să alegem astăzi să-L acceptăm pe Hristos în viața noastră. Amen. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ați fost cu noi și ne-ați urmărit. Până la următoarea întâlnire în școala din Emaus. Vă spun la revedere, toate bune și pe curând!